Vlad Antadic, consulul general al Serbiei la Timișoara, a fost astăzi într-o vizită oficială la primăria Lugoj. Primarul Francis Boldea i-a prezentat distinsului oaspătă realitatea economică, socială și culturală din orașul de pe Timiș, iar consulul Serbiei a venit cu idei noi în ceea ce privește o colaborare și mai fructuoasă dintre Lugoj și orașele din țara vecină. Scopul vizitei mele la Lugoj este de fapt și scopul vizitei în celelalte orașe din județele care sunt în atribuțiile noastre, acela de a cunoaște conducerea primărilor, iar la întâlniri ne-am propus să purtăm discuții legate de colaborarea cu localități și instituții din Serbia și, desigur, să punem la punct noi modalități de colaborare. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am auzit astăzi de la domnul primar despre această colaborare și că este una foarte intensă, deja de la această primă întâlnire am fost de acord să extindem această colaborare și cu alte localități din Republica Serbia, sunt convins că în următoarea perioadă, prin comunicarea pe care o vom avea, vom putea pune în practică anumite idei care s-au născut astăzi. Nu au fost uitate nici îmbunătățirile relațiilor din sfera culturală, Consulul Serbiei dorește să pună baza unor schimburi de experiență, iar cultura să devină o punte de legătură între cele două țări. Am discutat în principiu despre această colaborare, cum ar fi, de exemplu, schimbul între anumite instituții, ca anumite formații folclorice să participe la festivaluri în Serbia și formațiile din Serbia să participe aici, la Lugoș, la anumite evenimente. Considerăm că cel mai bine putem să ne cunoaștem și să întărim relațiile noastre prin această colaborare culturală. Consulul Serbiei a găsit deschiderea din partea primarului Francis Boldea în viitoarele proiecte pe care vrea să le realizeze și în care este vizat Lugojul. Eu zic zi frumoasă în viața orașului, cred că prezența domnului Vladan Tadić, consulul Serbiei la Timișoara, e o personalitate deosebită a Serbiei, nu de acum, ci din, de foarte mult timp. E un om care a trecut prin diplomație, care a condus multe instituții și onoare pentru noi că aici. În al doilea rând, am deschis astăzi o fereastră pentru viitor, pentru colaborarea pe care o vrem să avem și mai bună cu orașe din Serbia, dat fiind faptul că nu este lugojean care să nu iubească Serbia, Iugoslavia a fost și la noi e valabil și proverbul sau imnul care caracterizează rugojul, care zice greu eu fi păcatul cel ce ne-a împărțit banatul. Banatul suntem împreună și asta este un lucru frumos. Municipiul Lugoj are relații de colaborare cu orașele care se află în apropierea graniței cu România, cum sunt Zrenianin, Pancevo, Velicogradiște sau Vârșeț, iar Consulul General al Serbiei a subliniat în cadrul întâlnirii de astăzi că această colaborare trebuie să continue și să se dezvolte și cu alte orașe din țara vecină.